În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează Preacucernice Părinte pentru a rosti cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Oricine se înalță pe sine, se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine, se va înălța. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată că din mila și din grija lui Dumnezeu am ajuns în duminica 33-a după Rusalii, duminica Vameșului și a Fariseului, așa după cum o numește biserica, zi în care începe cea de-a doua perioadă liturgică a anului bisericesc, adică perioada triodului, a cărei denumire provine de la cartea de cult folosită cel mai mult în perioada aceasta, în acest răstimp, și anume Triodul, care conține unele canoane cu trei ode, triodos, sau cântări. Aceste cântări emoționante, care s-au păstrat și au dăinuit de-a lungul timpului și care... și în care se regăsesc tot ceea ce a fost mai frumos și mai înălțător în gândirea creștină și poezia creștină în primele secole după Hristos. Perioada aceasta a triodului cuprinde 10 săptămâni. 3 săptămâni pregătitoare, 5 ale postului mare și ultima a săptămânii celei mari. Fiecare duminică din această perioadă, după cum vom vedea, ne cheamă la reînnoire și renaștere sufletească, trimițându-ne și transmițându-ne în același timp, prin textele evanghelice și cântările liturgice, un mesaj foarte important și necesar pentru călătoria noastră duhovnicească spre postul mare și prin postul mare până la rememorarea Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos și până la încununarea în cele din urmă a acestei călătorii, atunci când ne vom bucura cu toții de învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, călătoria aceasta a noastră duhovnicească spre sărbătoarea sărbătorilor, spre Sfintele Paști, durează 10 săptămâni, adică 70 de zile, și începe cu duminica aceasta, când biserica, în înțelepciunea ei, ne pune înainte, așa după cum tocmai am auzit la Sfânta Evanghelie, o parabolă, și anume parabola Vameșului și a Fariseului. Parabola aceasta, redată de Sfântul Apostol Luca, în Evanghelia sa, la capitolul 18, versetele de la 10 la 14, deși ne oferă multe și adânci semnificații duhovnicești, ea este una dintre cele mai succinte din întreg Noul Testament, având doar 5 scurte versete, și relatează o întâmplare obișnuită, după cum am auzit, cu doi oameni obișnuiți care au venit la templul din Ierusalim pentru rugăciune. La prima vedere, amândoi par, după cum spuneam, niște oameni obișnuiți, fiecare reprezentând un grup al societății de atunci, un grup bine cunoscut. Pe de o parte, fariseii, care se doreau a fi considerați modele pentru societatea vremii de atunci, în ceea ce privește corectitudinea religioasă, civică și morală, în timp ce vameșii erau socotiți niște oameni foarte păcătoși și nedrepți, pentru că strângeau
în mod cu totul necinstit impozite de la conaționalii lor. Și erau nemiloși cu semenii și foarte, foarte lacom. Amândoi au făcut același lucru, în același loc, în același timp, dar totuși nu la fel. Amândoi merg la templu să se roage, se înfățișează prin rugăciunea lor înaintea lui Dumnezeu, însă, în timpul rugăciunii, fiecare își arată firea, măsura sufletului, măsura lor interioară, oferind astfel două modalități, două perspective de a se ruga, aflate la poluri total diferite, diametral opuse. În cazul fariseului, corectitudinea aceasta riguroasă a unei moralități externe și extrovertite, vizibile, duce la mândrie, la aroganță și la autosuficiență, în timp ce vameșul are, spre deosebire de fariseu, smerenie, spirit autocritic și mai ales plâns interior, adică pocăință sinceră și curată. La o analiză mai atentă, vedem că, de fapt, fariseul se roagă înaintea lui Dumnezeu, nu face altceva în rugăciunea sa decât să se laude înaintea lui Dumnezeu, să-și etaleze meritele, virtuțile, calitățile și vredniciile sale. Și ceea ce este și mai grav este faptul că judecă și osândește pe un seamăn de-al său care se află la rândul său la templu pentru rugăciune în același timp și care și pe care îl denigrează spunând: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Fariseul, pe drept cuvânt, se ruga în sine, dar vedem că se ruga cu mândrie, stătea drept chiar în fața altarului, astfel că rugăciunea lui era una făcută cu multă mândrie și multă plinătate, mulțumire de sine. Vameșul însă, vedem că stătea în templu smerit, departe de altar, în stare de pocăință, conștientizând că doar marea milostivire a lui Dumnezeu îl mai puteau vindeca și ridica din starea aceea păcătoasă. Stând departe, ne spune Sfânta Evanghelie, retras, cu ochii plecați, lovindu-și pieptul cu pumnii mustrelor de conștiință și rostind într-o șoptire tremurândă: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vameșul își trăiește în acest timp adevărata lui renaștere și reînnoire sufletească, prin pocăință sinceră, prin smerenie adâncă și prin rugăciune. Dovadă că rugăciunea aceasta a vameșului a fost ascultată de Dumnezeu, ne arată chiar spusele Mântuitorului: zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, adică decât fariseul. De ce? Pentru că vameșul era smerit, ne spun Sfinții Părinți. Smerenia, iubiți credincioși, spune Sfântul Isaac Sirul, fie și fără fapte, dobândește iertarea multor greșeli, iar faptele fără smerenie nu ajută la nimic. Mai degrabă ele ne pregătesc cele rele. Și tot el adaugă: cu adevărat, smerit este cel care în taina sufletului său are pentru ce să se fălească și nu o face din mândrie, ci socotește acel lucru ca fiind nimic. Iar Sfântul Grigorie Palama spune că omul când se smerește, adică se golește de sinele său egoist,
atunci se umple de prezența smerită, iubitoare și sfințitoare a lui Dumnezeu. Când însă omul este plin de sine, în el nu mai este loc pentru prezența iubitoare și nici smerită a lui Dumnezeu. Ceea ce, cu alte cuvinte, confirmă peste timp și vrednicul de pomenire Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc într-o înregistrare video de prin anii 90 pe care o putem accesa integral de pe site-ul agenției Doxologia, accentuând aici, Părintele, faptul că Harul Divin nu se pogoară asupra omului decât numai dacă acesta se află pe poziție smerită. Iar smerenia nu este un rezultat al faptelor și nevoințelor lui, ale omului, ci tot un dar de la Dumnezeu, dar pe fondul unei mișcări, ale unei trăiri interioare înalte. De asemenea, în cartea sa de predici duminicale, intitulată Evanghelia Slavei lui Hristos, reeditată de curând la editura Patriarhiei Bazilica, editura Patriarhiei Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune, tâlcuind această pericopă evanghelică, că atât poziția semeață a fariseului, cât și cea smerită a vameșului dezvăluie stările lor sufletești. Mândrie pe de o parte și mulțumire de sine în cazul fariseului, pocăință și smerenie în cazul vameșului. Iată amănunte care la prima vedere par lipsite de importanță, dar în realitate cuprind sensuri sau înțelesuri deosebite, încât niciun cuvânt nu iese de prisos în Sfânta Evanghelie. De aceea, Evanghelia acestei duminici ne învață că oricine se înalță pe sine se va smeri și oricine se smerește pe sine se va înălța. Adică omul mândru, chiar dacă face fapte bune, va fi umilit, va cădea, va decădea și se va diminua spiritual. Iar omul smerit se înalță duhovnicește oricâte păcate ar avea. Mesajul acesta evanghelic a fost preluat și frumos explicat și de imnografia bisericii, așa după cum am ascultat și astăzi la slujba utreniei din cântările 6 și 7 din canon. Fariseul și-a petrecut viața în virtuți și vameșul în greșeli. Acela din mândrie a suferit cădere stricătoare de minte, iar acesta s-a înălțat. Arătându-se smerit cu mintea, am auzit la slava de la cântarea 6 din triod. Iar cântarea 7 din triod ne spune, folosind smerenia ca pe o scară, vameșul s-a ridicat la înălțimea cerurilor, în timp ce fariseul, cu putreda ușurime a trufiei înălțându-se, s-a pogorât în adâncul iadului. Referindu-se la acest scurt pasaj evanghelic, la pericopa aceasta de astăzi, Sfântul Macarie cel Mare spune și el la rândul lui, având un comentariu admirabil, omul smerit niciodată nu cade. Unde ar mai putea să cadă, fiind mai jos decât toți? Vanitatea este o mare umilire, iar umilința este o mare înălțare, cinste și vrednicie. Iar Sfântul Efrem Sirul, în lucrarea sa erminii scripturistice, îndeamnă, dacă năzuiești la o viață dreaptă, luptă cu modestie, căci în afară de aceasta nu se întărește viața cea dreaptă. Să faci toate faptele tale cu modestie și așa se va ridica la cer roada ta, căci mândria seamănă foarte mult cu copacul cel înalt care a putrezit pentru totdeauna și crengele sale s-au rupt. Și cine urcă în acesta se zdrobește de la înălțime. Nădăjduim, iubiți credincioși, că după toate aceste tâlcuiri și sfaturi duhovnicești, am înțeles că Dumnezeu și de ce Dumnezeu, ascultând rugăciunea celor doi protagoniști din pericopa evanghelică de astăzi, a vameșului și a fariseului, a concluzionat prin cuvintele, oricine se înalță pe sine se va smeri, și oricine se smerește pe sine se va înălța.
Deducem clar de aici că Dumnezeu preferă mai degrabă un păcătos smerit decât un drept mândru. Cu mențiunea că preferința aceasta lui Dumnezeu pentru smerenia vameșului, potrivit cântărilor triodului, nu înseamnă aprobarea păcatelor vameșului și nici nesocotința faptelor celor bune ale fariseului. Găsim la Sfântul Ioan Iacov de la Neamț, Hozevitul, la al cărei sfinte moaște mulți dintre dumneavoastră ați avut ocazia și binecuvântarea de a vă închina în Țara Sfântă, într-o scriere a sa intitulată Pentru cei cu suflet nevoiași ca mine, o povestioară, în care se relatează că într-un târg era un magazin, o tarabă cu multe obiecte din sticlă și foarte multe oglinzi care erau așezate peste tot. Și într-o zi, prin fața acestui magazin, trece un negustor din acel târg care ținea de funie câteva capre și un țap. La un moment dat, acest țap, trecând prin fața unei oglinzi, își vede chipul. Și, neștiind că este chipul său, că este el acolo, oglindit în acea oglindă, ci crezând că este un alt țap, se năpustește către acea oglindă, dorind să se lupte cu celălalt țap. Vă imaginați, evident, ce s-a întâmplat după aceea, deznodământul nu este greu de ghicit. Comentând însă Sfântul Ioan această scurtă povestioară, spune că pe lângă oglinda aceasta de sticlă, vizibilă, mai este o altă oglindă, mult mai importantă, o oglindă invizibilă, oglinda aceea duhovnicească, pe care o găsim în cuvintele Sfintei Scripturi, în cuvintele Sfintei Evanghelii, în cuvintele Sfinților Părinți și în orice sfătuire duhovnicească, ca și cele pe care le-am auzit de la Sfinții Părinți astăzi. În toate acestea ne putem vedea chipul sufletului. Unul își vede virtuțile și chipul său mândru și plin de sine, altul își vede doar patimile și chipul blândeții și al smereniei. Plecând de la aceste cuvinte ale Sfântului Ioan, putem zice că textul evanghelic de astăzi, ca o oglindă duhovnicească, ne reflectă pe fiecare dintre noi și ne spune cine suntem cu adevărat și încotro ne îndreptăm din punct de vedere duhovnicește cu faptele și cu toate intențiile noastre. Ori avem sufletul fariseului rău, rece, neiubitor, fără niciun fel de simțământ față de aproapele și chiar nepăsător față de propria îndreptare, ori sufletul vameșului, conștient de păcatele sale, de starea sa, de ticăloșenia faptelor lui, dar smerit și dornic de pocăință și de îndreptare. Ar fi de dorit, iubiți credincioși, ca odată cu această duminică să punem început bun și sporit rugăciunii noastre smerite și a faptelor bune, făcute fără fală și fără trâmbițare. Iar epilogul acestei parabole, oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța, să devină motoul vieții noastre de zi cu zi și argumentul înălțării noastre sufletești a fiecăruia dintre noi. Așa cum, de altfel, ne îndeamnă și una dintre cântările de astăzi ale triodului. Să fugim de gândirea cea trufașă și înrăutățită a fariseului și să învățăm smerenia vameșului cea prea bună, ca să ne înălțăm strigând către Dumnezeu împreună cu acela, milostivește-te spre robii tăi. Amin.